Când ești copil, doar cerul este limita. Niciun vis nu pare imposibil și nimic nu te poate opri să-l construiești în miniatură. La 10 ani, Ovidiu a ridicat în curte din pământ crengi și pietre căsuța în care ar vrea să trăiască. Arată cu totul altfel față de locuința mică și neîncăpătoare pe care o împarte cu părinții și cu cele două surori. Câțiva oameni cu suflet mare le-au sărit în ajutor, dar mai au nevoie de bani ca să aibă cu adevărat casa pe care o vor. Acolo înăuntru este o cameră, după acel zid, și cam aici este ușa. O cameră în care Ovidiu visează să aibă un birou unde să-și facă temele. În casa sărăcăcioasă în care trăiește acum, împreună cu părinții și cele două surori, nu este spațiu suficient. Este nevoie să scrie pe pat. Stau 5 suflete într-o singură încăpere. Aici dormim toți. Aici. E greu? Și acolo dorme mami. E greu. Dar se au unii pe alții și mai au ceva, credința, care le dă putere și speranță că într-o zi se vor muta într-o casă nouă. E casa în care visezi să stai? Da, aș vrea să stau aici. Tocmai de aceea a construit o miniatură, pentru că și-o dorește atât de mult. Cu ajutorul unor oameni generoși, cel mai mare vis al său, noua locuință, începe să prindă contur. Cum vrei să fie când o să fie gata casa asta? Să arate asemănător cu aceea care am făcut-o. Adică să aibă încă un etaj. Da. Din păcate însă mai este mult de muncă, iar banii nu sunt destui pentru a o termina. Noi ne străduim, o să facem ce mai putem face și de la bugetul local dacă mai putem și mai sunt câteva ONG-uri care și-au arătat dorința de a ajuta. Familia nu ar reuși altfel. Tatăl abia se descurcă să strângă bani pentru mâncare. Mai confecționez câteva linguri. Așa de lemn. Linguri, umerașe, furculițe, mergem la țară, la orașe, le vindem la târguri. Acum copiii nu primesc nici alocație pentru că familia are datorii la bugetul local. Tatăl lor a fost amendat de mai multe ori pentru că își vindea lingurile din lemn pe un trotuar din Arad.